Conferința națională RO 3.0 Educați pentru viitor, organizată de Antena 3 CNN, a reunit lideri din mediul privat și din mediul public, guvern, universități, elevi și studenți, totul pentru a explora soluții inovatoare care pot transforma educația din România. Fundația pentru Educație și Vocație și Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și-au prezentat de asemenea două proiecte inedite pentru viitorul educației tinerilor din România. Iată, de 34 de ani, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României dezvoltă ample programe și proiecte, dar și campanii inovatoare. În 2023, în proximitatea zilei de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, ne-am gândit că este timpul să lansăm o campanie care va rămâne memorabilă și în istoria României. Așadar, așa a luat naștere campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României, care reunește copiii și tineri cu vârsta cuprinsă între 3 și 35 de ani, din România, dar și din diaspora, care s-au făcut remarcați și se fac remarcați prin performanțe deosebite. Fie că vorbim de educație, de cultură, de sport sau de inovație. My Way este un program de consiliere vocațională și orientare în carieră, pe care Fundația pentru Educație și Vocație îl desfășoară de 3 ani de zile în București și cu sprijinul unor autorități locale sau unor oameni din mediul privat am depășit și granițele Bucureștiului. Pentru că de fiecare dată m-am gândit că educația practică, care lipsește, din păcate, în România, este foarte importantă, mai ales într-o societate, așa cum ați spus și așa cum s-a spus aici de multe ori astăzi, în continuă schimbare. Lucrurile sunt altfel mâine și atunci cumva această generație nouă care vine din spate are foarte multe opțiuni și cred eu că atunci când ai foarte multe opțiuni, este cel mai greu să alegi. Cred că are România nevoie de acest proiect să fie continuat și să susținem tinerii, noi toți, cei care suntem adulți, să susținem tinerii, pentru că, de fapt, susținem viitorul. Și așa cum le spun și copiilor mei la clasă, în ei ne punem toată speranța. Noi, cei care suntem la o anumită vârstă. Și acum eu vă pot spune că am ajuns și la vârsta la care sunt și bunică. Deci, să fiți fericit. Da. Trebuie să, cu atât mai mult, să gândesc proiecte și să lucrez la proiecte pentru viitorul tinerilor noi.